Președintele american Joe Biden s-a referit marți pentru prima dată la invazia Rusiei în Ucraina ca fiind un genocid. Îți amintesc că în trecut Biden a declarat că nu crede că acțiunile Rusiei au reprezentat un genocid, așa cum au susținut oficialii guvernului ucrainean, ci mai degrabă crime de război. Acum, administrația președintelui este așteptată să anunțe astăzi încă 750 de milioane de dolari în asistență militară pentru Ucraina. Yes. I call this genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of humanity in Ukraine. And the evidence is mounting. It's a bit different than it was last week. The more evidence is coming out, and we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies, but it sure seems that way to me.